de această dată suntem în Răducăneni cu o surpriză frumoasă pentru doamna Gianina, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm toți un la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. La mulți ani, vă spuneam. Doamna Gianina, noi suntem echipa surprizii la Domciul Iași. Știind astăzi că sunteți sărbătorită, venim la dumneavoastră să vă sărbătorim din partea unei persoane dragi dumneavoastră. Și am să vă întreb, dar cum vă bănuiți dumneavoastră ceva? Nu știu, am două fete plecate. Ziceți fetele să fie? Este pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Dar să știți ce este mai important în aici. Și în urma căruia obscuranță vă dați seama cine este în spatele acestei surprize. E Gigi. Am să rog, domnul, să mă ajute. Așa. Să știți că astăzi mai mult ca oricând și-a dorit să vă simțiți cea mai iubită din lume. Și să reușească câtuși de puțin de acolo, din depărtare, să vă spună la mulți ani mai special. Cel mai important să știți că și-a dorit să vă mulțumească pentru tot sprijinul, pentru că îi sunteți aproape. Chiar dacă acum sufletești, dar cu siguranță telefoanele ne aduc mai aproape și simțiți câtuși de puțin prezența. Și cine este în spatele acestei surprize, să știți că noi o să vă dezvăluim imediat. Pentru că pe lângă aceste daruri frumoase, din toată inima asta și-a dorit să vă transmită și câteva gânduri. Noi tare sperăm să reușească astăzi să vă sărbătorească așa cum și-a dorit. Iar mesajul pe care astăzi dorește să vi-l transmită spune așa: mulți ani, mămica mea scumpă și puternică. Vreau să știi că sunt mândră că tu mi-ai dat viață mie și surorilor mele. Ai trecut prin multe ca să ne crești și noi îți mulțumim și te iubim extrem de mult. Îți mulțumesc pentru educația dată, pentru iubirea caldă pe care ne-ai oferit-o. Nu am cuvinte de ajuns să spun cât însemn pentru mine și că mă bucur că te am. Îți mulțumesc din toată inima că ai avut grijă atât de mine cât și de sora mea. Fie ca ziua ta de naștere să fie una plină de bucurii și să fii mereu fericită. La mulți ani, eroina mea! Deci ați avut dumneavoastră dreptate. Cu siguranță au fost acolo complici între ele, fetele. Iar acum, dacă ați avea doamna Gianina, să le spuneți dumneavoastră ceva, să le transmiteți ceva. Eu le urez multă sănătate și să aibă grijă Dumnezeu de ele și să iubesc pe tati patru. Noi tare sperăm că astăzi câtuși de puțin ați simțit-o aproape, pentru că asta și-a dorit. Chiar dacă departe, totuși, pentru câteva momente aproape de dumneavoastră. Acum să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie, care astăzi din toată inima dorește să vă dedici și dumneavoastră. Și noi tare sperăm că nu e vorbit doar de bucurie astăzi. Pentru că chiar dacă este departe, dar n-ar uita niciodată de dumneavoastră. Și astăzi mai mult ca oricând să vă simțiți cea mai iubită. Dar sperăm că lacrimile astăzi au curs de bucurie. Fetele de acum au crescut. De acum trebuie să vă obișnuiți toți să primiți cadouri și surprize frumoase din partea dumnealor. Noastră să fiți sănătoasă și să le fiți câtuși de puțin măcar sufletește aproape. Că așa străinătățile acum n-avem ce să facem. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.